Situația este gravă. De la ultima raportare, numărul cazurilor a crescut îngrijorător în Mehedinți. Alți 71 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare număr de cazuri înregistrat de până acum la nivelul județului. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemia de coronavirus. Județul Mehedinți a depășit incidența cazurilor de COVID-19 de 2 la 1000 de locuitori. De la ultima raportare, 71 de persoane au fost depistate pozitiv cu SARS-CoV-2. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1.162 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 163 persoane sunt internate, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI. 121 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 71 cazuri noi de îmbolnăvire. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1.000 de locuitori în județul Mehedinți este de 2,19. Numărul celor infectați de la începutul pandemiei și până în prezent în județul Mehedinți se apropie de 3.000, dintre care 114 mehedințeni au murit din cauza infectării cu COVID-19.